Bună ziua! Sunt Marina de la croșetdecor.ro, iar acesta este noul fir pentru pălării și genți croșetate pe care îl puteți găsi în merceria noastră. Firul Rio este de producție italiană, este un fir tip șnur în degrade, are 7 secțiuni de degrade, 4 culori unicolore, cum este în cazul acestui cod de culoare 7610, fucsia, roz, portocaliu și galben. Între există șuvițe în melanj, amestec între cele două culori. De exemplu, melanjul acesta este amestec între fucsia și roz. Melanjul acesta este amestec între roz și portocaliu. Ultimul melanj din secțiune este amestec între portocaliu și galben. Se prezintă în această tresă, care este o împletitură din toate cele 7 șuvițe. Un astfel de scul are 250 de grame și o lungime de 250 de metri. Indicațiile de lucru sunt croșete și andrele de 2 până la 4 mm. Se spală manual, are în compoziție 70% bumbac reciclat și 30% poliester. Ca și textură, firul este tip șnur, pretricotat, tubular, ceea ce este foarte important ca să nu avem bătăi de cap cu acest fir. Este modul în care îl desfacem. El având o foarte frumoasă formă de prezentare, în care degradeurile și culorile se pot observa foarte frumos, însă este un pic buclucaș atunci când dorim să începem să lucrăm. Soluția pe care am găsit-o eu pentru a lucra acest fir este următoarea. Firul se începe la etichetă, se dă jos eticheta și după cum se poate observa, șuvițele sunt legate. Desfac acum capătul. Practic este firul care susține împreună cele două șuvițe. Următoarele nu vor mai fi împreunate, nu vor mai fi legate împreună. Cele se desfac și fiecare șuviță este prinsă într-un fir ajutător individual. Și astfel, am desfăcut, șuvița se trage. Așa. Bun, asta este prima nuanță cu care se începe lucrul. Și următoarea. Observațiile nu mai sunt prinse împreună. Are bucla aceasta, are prindere aici, cealaltă ar fi trebuit să aibă aici prinderea, dar nu e nicio problemă. Și acum, cu această șuviță, suntem foarte, foarte atenți să aranjăm, să distribuim corect firele și reușim să formăm un cerc. Teoretic, se poate lucra și așa. Se întoarce firul, observăm că firul este aici, avem și capătul de fir pe care îl găsim imediat, acesta, și el se taie firul și după aceea se poate lucra circular. Însă, eu nu am avut norocul să mi se desfacă firul fără a se înnoda. Și din acest motiv, eu am găsit următoarea soluție. Asta în cazul în care nu aveți învârtelniță. Dacă aveți învârtelniță, cred că se poate pune pe învârtelniță și se poate bobina firul. Eu am găsit următorul truc. M-am ajutat de un bidon de 2,5 litri. De ce este important să fie 2,5 litri? Pentru că are exact diametrul șuviței mele. Odată ce șuvița este tăiată, firul se derulează corect, umplut cu apă pentru a avea greutate
Și atunci bidonul împreună cu firul pus pe el stă lângă tine și poți astfel lucra foarte ușor. Eu, ăsta este trucul pe care l-am găsit. Prima oară am făcut o pălărie și mi-am pierdut foarte, foarte mult timp pentru că firul mi s-a încurcat foarte tare și atunci mi-a venit ideea să-l pun pe bidon. Ulterior am mai lucrat o gentuță și a fost foarte simplu, fără bătăi de cap, fără supărări. Cu acest truc, care cred eu că este la îndemâna oricui, putem să ne bucurăm de acest minunat fir. Am lucrat această pălărie și am vrut să văd cum arată firul dispus pe orizontal. Cu ajutorul unui singur scul am croșetat această pălărie. Mi-a rămas atâta fir. Am croșetat această pălărie cu croșeta de 3,5 mm. Și la final, pe acest rând, am introdus un fir de motocoasă cu diametru de 2,7 mm. După ce am introdus firul, am venit și am mai făcut la baza firului de motocoasă un rând de piciorușe alunecate. Iar atunci când am terminat rândul, și aici, spre exterior, am mai făcut încă un rând de piciorușe alunecate. M-am gândit să procedez în acest fel pentru a avea susținere și a întări borul pălăriei mele. Ce vreau să zic este că acest fir are o postură foarte bună, are ținută, pălăria nu este apretată. După ce am croșetat-o, am spălat-o. După spălare, firul s-a mai înmuiat un pic, dar nu se înmuie atât de tare încât să-și piardă forma. După cum puteți vedea, eu nu am apretat-o, nu are niciun apret, forma este cea pe care o vedeți, este din construcție, din croșetat și nu am pus-o să se usuce pe un manechin sau pe un balon. Prin urmare, cu acest fir vă puteți realiza o pălărie cu care nu aveți bătăi de cap după ce o spălați. Adică nu mai trebuie să o apretați, să o lăsați să se usuce. Eventual, dacă doriți, să o neteziți un pic cu fierul pe bor. Eu am făcut treaba asta, dar, încă o dată, pălăria mea nu este apretată și stă singurică. Are o ținută foarte bună și asta datorită firului. Tot din aceeași nuanță am lucrat și această poșetă. Pentru că am vrut să vedem cum se așează degradeurile pe verticală. Această gentuță am croșetat-o cu croșeta de 4 mm, a intrat un scul și am rămas cu 25 de grame din fir, care probabil mi-ar fi intrat aici. Asta dacă doream să folosesc același fir pentru partea aceasta de sus a genții. Gentuța are următoarele dimensiuni, 30 de centimetri și 28. Firul se lucrează ușor, nu am întâmpinat dificultăți, atât pălăria cât și gentuța sunt proiecte de o zi, două și sunt ușoare, iar rezultatul zic eu că este deosebit prin acest degrade și prin combinațiile de culori ale acestui fir Rio. Schema după care am făcut această pălărie o găsiți scrisă în secțiunea tutoriale scrise de pe crochetdecor.ro. Minunatele culori arată așa. Așadar, găsiți acest minunat fir pentru genți și pălării și, bineînțeles, alte obiecte decorative pe site-ul nostru crochetdecor.ro. Vă mulțumesc!